Suntem deci la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel, încă o dată cu prietenii și musafirii noștri de onoare, poetul academician Grigore Vieru. Suntem în Biserica Sfânta Maria din Queens, New York și tocmai am săvârșit parastas pentru poetul național Grigore Vieru. Se împlinesc 40 de zile de la trecerea în neființă a celui care a fost poetul național Grigore Vieru, cel mai iubit dintre pământenii români contemporani. Soția poetului, doamna Raisa Vieru, ține să mulțumească tuturor românilor americani care au transmis condoleanțe, care sunt în continuare alături de durerea familiei. Grigore Vieru a însemnat mult pentru noi toți. El reprezintă România în general și în particular Basarabia, această lacrimă și această rană deschisă a României. Din punct de vedere al activității lui Grigore Vieru, putem spune că el a fost un brancardier al condiției umane și un brancardier al condiției române. Aceste două mari teme i-au motivat întreaga existență, întreaga viață. A cântat mama ca nimeni altcineva, a compus atâta poezie pentru mamă cât nu s-a compus nicăieri pe suprafața pământului. A cântat limba română, așa cum puțini au cântat-o, poate și datorită faptului că limba română este atât de lovită în Basarabia de dușmanii acesteia. A cântat copilăria, au fost ani de-a lungul cărora poetul s-a ocupat mai mult de copii. A considerat că trebuie să înceapă cu începutul, cu copilăria, să crească viitoarele generații din start. Și de aceea a editat multe cărți pentru copii, a editat abecedare pentru primii ani de școală. Din de vedere al problemelor cu care s-a confruntat, aș vrea să spun că poetul a fost lovit atât la Chișinău cât și la București. O să ne surprindă de ce la București. Ei bine, poate întrebările astea o să ni le punem de aici înainte în permanență și niciodată nu o să găsim răspuns. Dar oricum, la Chișinău a fost atacat în primul rând de Iurie Roșca, în al doilea rând de un român refugiat pe la Chișinău, Mihai Conțiu, care este în slujba lui, lucrează la ziarul Moldova Suverană și este în slujba lui Vladimir Voronin, a cerut azil politic la Chișinău și de-a lungul ultimilor 2-3 ani l-a atacat cu vehemență pe Grigore Vieru. La București n-am putut să cred niciodată că poetul Grigore Vieru nu va avea acces la funerariile Patriarhului Teoctist. Nu se știe, să aflați în premieră absolută cu această ocazie, că la funerarii Grigore Vieru a fost întors de la poarta Patriarhiei pe motiv că nu se găsește pe nu știu ce liste. Deci am văzut, fiind prezent acolo personal, am văzut toți politicienii români, dar nu l-am văzut pe Grigore Vieru. Un lucru foarte urât. În al doilea rând, eu trebuia să-l sun la București și trebuia să-l sun cu semnal. Nu răspundea decât dacă foloseam semnalul cunoscut. Deci primea telefoane de prost gust, urâte, cu injurii. Deci altă chestiune care nu se știe. Și ceva care nu stă în picioare, oricum am pune-o. Astăvară am petrecut câteva zile la Chișinău împreună și față de mine și-a descărcat sufletul de fiecare dată. Și era tare, tare mâhnit că noi, românii, poporul acesta, are în frunte Institutul Cultural Român un președinte precum Horia Roman Patapievici și reacția noastră este atât de slabă, aproape de neobservat. Deci cel mai antiromân dintre contemporani este numit șeful Institutului Cultural Român la numai câteva ore după ce
cel mai român dintre noi, Grigore Vieru, a avut teribilul accident pe data de 16 ianuarie la ora 1 și jumătate după miezul nopții. Este o insultă din partea președintelui României să semneze decretul de reinvestire a lui Patapievici în fruntea Institutului Cultural Român la numai câteva ore după ce Grigore Vieru a avut acel teribil accident. Duminica trecută l-am comemorat la Biserica Sfânta Maria din Queens, pentru că acolo s-a simțit dumnealui mai acasă ca oriunde printre românii din diaspora. Să vorbesc câte ceva în legătură cu decernarea titlului de doctor honoris causa petrecut acum un an și jumătate. Am fost prezent la eveniment în cadrul Academiei de Științe a Moldovei și, să fiu sincer, chiar dacă am trecut și eu în viață prin multe momente dramatice, acesta a fost unul dintre cele mai dramatice momente ale vieții mele. Grigore Vieru a citit testamentul vieții sale, care s-a referit în totalitate la limba noastră română. Aveam senzația că din moment în moment ușile aulei vor fi deschise brusc de poliție și vom fi cu toții ridicați de acolo. S-au spus lucruri clare, lucruri concrete, adevărul așa cum este el, netrunchiat, nedeformat, nelucrat. În final voi recita poezia la care dumnealui ținea foarte mult, poezia cu tema morții, pe care am fruntat-o, cu care a avut de luptat în ultimii ani și care în final l-a răpus. Și anume, din ciclul Litanii pentru orgă, nu am moarte cu tine nimic. Nu am moarte cu tine nimic, eu nici măcar nu te urăsc. Cum te blesteme unii, vreau să spun la fel cum lumina părăsc. Dar ce-ai face tu și cum ar fi de a avea copii și ar muri? Ce-ai face tu și cum ai trăi de a avea mamă și ar muri? Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Vei fi mare tu, iar eu voi fi mic, dar numai din propria viață trăiesc. Nu frică, nu teamă, milă de tine mii, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. Și ca un semnal pentru frații de dincolo de Prut, prin drama Basarabiei, scrisoare din Basarabia, dulci din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Dacă nici în fața acestor versuri nu se vibrează și nu se realizează cât de mult ne-a iubit Grigore Vieru pe noi ca români, înseamnă că nu-l merităm. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar noi să cinstim memoria de-a pururea.